vremea-n care să se plece capul pe perna nepăsării, zice Domnul, ci o vreme scurtă de pregătire, o vreme care se apropie de finalul ei și a purtat denumirea de vremea pregătirii în măsurătoarea ce a fost însemnată, zice Domnul. Și pentru că a avut grijă viclenia diavoliască să facă lustruirea unor trâmbițe false, care să trâmbițeze și să vestească într-o vreme ca aceasta treziri deosebite și vrem de har, voi cereți lumină din lumina ce coboară de sus, zice Domnul, și nu fiți nici lesne crezători și nu vă numărați nici între cei ce se înșiruie cu grămada în dosul celor ce fac astfel de trâmbițări, care induc în eroare și care aduc o stare de debusolare în așa fel încât cel ce aude astfel de trâmbițări nu mai știe ce să creadă. Și pentru că cei ce fac trâmbițările false vor avea puterea chiar să facă unele semne și minuni vădite ca să-și acorde credibilitate lucrării de amăgire, voi cereți lumină din lumina ce coboară de sus și fiecare în dreptul lui să ceară putere de deosebire, zice Domnul. Pentru că iată vremea și iată taina vremii, zice Domnul. În această vreme de pregătire scurtă, eu am hotărât ca piaii mei, zice Domnul, să îmbrac cu putere, cu putere de rezistență pentru vremea care vine. Și pentru că această vreme de pregătire se apropie de final, am hotărât ca din loc în loc piaii mei să înștiințez și să trag semnale de alarmă pentru ca să înțeleagă că vremea pregătirii scurtă, 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 zice Domnul. Și pregătirea se face în odăiță. Pentru că cel ce-și vrea viața este nevoie să prețuiască părtășia în odăiță, zice Domnul, pentru că dașamin, acolo în odăiță vor fi coborite veșminte de protecție, acolo în odăiță va fi coborâtă pacea peste duhul minții, zice Domnul. Pentru că iată, cei ce pretind că dețin în mâinile lor soarta omenirii, au lucrat la confecționarea unor planuri despre care și-au zis că nu pot să dea greș. Și-au zis în obrăznicia lor că nici chiar eu însumi nu le voi putea sta împotrivă. Până acolo au mers în obrăznicia lor încât s-au crezut că sunt suverani în a decide soarta omenirii. Și pentru că de multă vreme se luptă să-și pună pe rol de împlinire planurile ticluite în dosul ușilor închise, eu, zice Domnul, le-am stat împotrivă până acum. Egobe daribrut, pentru că am hotărât această vreme de pregătire intensivă pentru ai mei, zice Domnul. Și pentru că asta e vremea de pregătire, voi prețuiți-o. Pentru că nu-i mult și se ajunge la un țăruș al schimbării pe care l-a înfipt însăși dreapta mea, zice Domnul. Și de acolo se va da libertate acțiunii desfășurate de planurile ticluite nascuns ca să fie puse pe rol de împlinire, zice Domnul. S-a lucrat la confecționarea unei plase, o plasă uriașă, și s-a așezat fiecare ochi de plasă în jurul unei ființe în așa fel încât atunci când se vor activa pârghiile acestei plase și vor căuta să fie strânse ochiurile plasei, s-a zis că nici o persoană, nici un suflet nu va putea să scape din această prindere, din acest laț. Și
În așa fel s-a ticluit plasa țesută, încât s-a zis cu siguranță, victimele ne aparțin. Cine are urechi de auzit să audă. Și pentru că eu într-o vreme ca aceasta piai mei, sunt nevoit să-i desprind de unele ancorări de glie, de unele legături omenești, pentru ca la vremea potrivită să-i pot scoate din acest sistem diabolic, să nu vă uimească metodele de lucru ce sunt folosite, zice Domnul, ci să înțelegeți că-i dovada îndurării mele pentru voi, care lucrează desprindere, zice Domnul. Și peste ai mei am să așez protecție, așa cum se așează un clopot de sticlă peste cel ce trebuie să beneficieze de ocrotire. Și se va da o lege, un decret, și la prima lege dată, când se vor activa frânghiile plasei să fie strânse, din pricina clopotelor de ocrotire așezate peste ai mei, plasa nu va putea să fie strânsă în totalitate. Și bidoveral, și atunci, cei ce într-o vreme ca aceasta sunt instruiți să pornească în urmărirea celor ce poartă numele meu, vor intra pe rol de activitate și vor începe vânătoarea și se va pune în fața fiecăruia dintre voi egobedaribrot opțiune de alegere și fiecare va trebui să îi scălească cu mâna lui dacă rămâne sub ocrotirea numelui cel poartă sau renunță la numele cel poartă iscălindu-și sentința lepădării. Cei legați de glie, cei ancorați de pământ, nu vor putea să renunțe cu ușurință și vor rămâne în ochiul de plasă prinși în lațul străinului. Dar cei ce vor accepta și vor alege să rămână sub numele ocrotirii mele, zice Domnul, vor fi scoși din sistem, punându-li se în vedere să renunțe la multe lucruri ce pretind că le au. Și această alegere va fi dureroasă în popor, pentru că mulți vor spune că nu pot să trăiască în strâmtorarea ce li se impune și vor ajunge să-și scălească sentința lepădării. Voi înțelegeți vremea pregătirii că-i scurtă. Acolo în odăiță coboară încercuirea de ocrotire, clopotul de sticlă al protecției mele, zice Domnul. Și acolo în odăiță coboară încrederea păcii, pentru că cel ce iese egobedaribrut alegând să rămână sub protecția îndurării mele, zice Domnul, același va încredința de plin soarta vieții în mâna mea și va avea pace, zice Domnul. Nu se va teme nici de ziua de mâine, nu-l vor apuca nici spaimele morții. Dintre cei ce rămân în numărătoarea celor aleși, unii, puțini la număr, vor trebui să depună cu viața lor mărturia încrederii în mine. Dar pentru aceștia am un har special, am o măsură triplată de putere cu care am să îi îmbrac și vor considera că e o favoare ce li se acordă să plătească cu viața lor mărturia încrederii în mine. Vor primi cu bucurie această jertfă și vor primi cu bucurie această lucrare, zice Domnul. Iar ceilalți vor beneficia de ocrotirea mea într-un mod aparte și special. Și cuvântul meu va lucra protecție, cum nici nu vă gândiți astăzi. Și eu am să vă port de grijă, zice Domnul, chiar și nevoilor omenești. E vremea pregătirii și scurtă, nu-i mult și se ajunge la țărușul schimbării, când se va da libertate legilor omenești puse la cale în dosul ușilor închise, să fie decretate una după cealaltă și însăși legile decretate vor face alegerea în popor, că numai cel ce prețuiește acum odăița va putea rămâne în numărătoarea celor aleși, zice Domnul. Amin.